Circulația rutieră pe drumul național 7 în zona localității Orăștie se desfășoară pe un singur fir din cauza acumulării de apă pe carosabil. Poliția autostrăzi a dispus închiderea bretelei de legătură de Ne 7 zona localității Aurel Vlaicu, cu județul Hunedoara, cu A1 sensul spre Deva. Se circulă pe ruta ocolitoare prin nodul rutier A1 Simeria. Se estimează reluarea circulației în jurul orei 18, transmit reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri.